Stimați telespectatori, bine v-am regăsit. Cred că trebuie răspuns din capul locului la două întrebări. Ca de obicei, eu vin cu o manieră didactică și ar fi prima întrebare, de ce o emisiune Alma Mater Ia Sciences? Am mai răspuns, o parte dintre telespectatori probabil că au mai văzut aceste emisiuni, pentru că în acest an Universitatea din Iași sărbătorește 150 de ani de existență. Este vorba de întreaga universitate, ca să spun așa, Universitatea Veche, universitatea care avea toate facultățile din orașul Iași. Așa a fost creată la 1860. O a doua întrebare, probabil că ați văzut genericul și ați văzut și introducerea, este tema emisiunii. De ce astăzi ne ocupăm ca problematică de grădina botanică? Răspunsul este foarte simplu. Grădina botanică este o perlă a orașului Iași. Nu cred că este nicio exagerare. Și este o perlă a universității. Vom intra în amănunte legate de istoricul acestei grădini, dar pentru a avea o discuție susținută, am invitat doi dintre directorii acestei grădini, pe profesorul Mandache Leucov, director în anii 70, peste 17 ani director acestei grădini, în perioada de organizare a grădinii botanice, și pe actualul director, profesorul universitar, dr. Cătălin Tănase. Deci două generații, două contribuții majore la istoria grădinii botanice. Bine ați venit! Aș începe cu o ușoară trecere în revistă. Când zic ușoară, mă refer la numărul de minute acordate, pentru că aș vrea să abordăm cât mai multe probleme, cu amplasamentele grădinii botanice. Pentru că locul actual al grădinii botanice este, dacă nu mă înșel, al șaselea amplasament. Domn profesor, de unde începe grădina botanică din Iași? Iași, în materie de grădini botanice, deține trei recorduri naționale. A avut prima grădină botanică din spațiu românesc, înființată la 1856 de doctorul și naturalistul Anastasie Fătu. A doua grădină botanică a fost grădina Societății de Medici și Naturaliști, înființată la 1872. Ctitorul ei este Dimitrie Brânză, dar în spatele lui era tot Anastasie Fătu, care era președintele Societății de Medici și Naturaliști. A treia grădină a fost de această dată a universității, amplasată în spatele vechii clădiri a universității, actualmente Universitatea de Medicină și Farmacie. Dacă îmi permiteți să vă completez, prima era unde este strada Fătu și strada Florilor astăzi, deci lângă Râpa Galbenă. A doua este unde se află Muzeul de Științe Naturale, da. Se afla, mai corect spus, da. Și a treia, prin urmare, în spatele clădirii vechi a universității. Deci primele trei le-am marcat. Primele trei toate erau mici și nu erau viabili. Motiv pentru care profesorul Alexandru Popovici, care preluase conducerea disciplinei de botanică, a desfășurat o activitate fantastică pentru organizarea la Iași a unei grădini pe măsura dezvoltării universității și a fostei capitale a Moldovei. În acest context a preluat terenul pe care funcționase 360 de ani marea grădină domnească din jurul actualului Palat al Culturii. L-a preluat... Unde actualizând lucrurile se face mai complexul, da, Palace, nu pe acolo. Da. L-a preluat începând de la 1897-98. A elaborat planul de organizare ceva mai târziu, care se găsește actualmente expus la grădina botanică. Planul datează din 1906 și a început lucrările de asanare, pentru că marea grădină domnească fusese abandonată după inaugurarea statuiei ecvestre a marelui domnitor Mihai Ștefan cel Mare, 1883. La 1883. După aceea a fost abandonată așa grădina și era o paragere. Au început lucrări de amenajare acolo, în sfârșit a venit războiul, au sistat lucrările. De spus că în 1909, dacă nu mă înșel, a început și construcția Palatului Administrativ, actualul Palat al Culturii. Deci în acest context trebuie înțeleasă și acțiunea legată de grădină. Da, pentru că Palatul, ultima renovare a Palatului a fost în preajma dezvelirii statuii ecvestre de la 1883. A venit războiul, nu s-au mai putut continua, fonduri n-au avut și
Universitatea a închiriat terenul Societății de Sport și Muzică în 1926 pentru organizarea strandului Iașului, cu condiția 20% din încasări să fie vărsate universității pentru continuarea amenajării grădinii. Management bun. Societatea nu și-a onorat contractul. În acest context, din toate plantele care s-au mai găsit în celelalte grădini, profesor Alexandru Popovici, în 1921, organizează o microgrădină botanică lângă Palatul Nou al Universității. El specifică, este o grădină temporară, care trebuie să satisfacă nevoile învățământului, dar că Iașul trebuie să-și organizeze așa o grădină botanică. Pentru a marca cumva exact spațiul, este vorba de spațiul actual din spațiul universității, unde este turnul de apă, unde este sera care a mai rămas și unde sunt o parte, știți dumneavoastră, complexul Titu Maiorescu, complexul studențesc Titu Maiorescu. Dar ce, apropo, și facem o mică paranteză, în această fostă grădină botanică, ce specii mai avem? Că am mai văzut niște plăcuții pe acolo. Adică care sunt arborii mai importanți din zonă? Au rămas multe dintre speciile plantate. Eu zic, unul dintre reperele cele mai importante le reprezintă arborele pagodelor, Gingo biloba, iar ceea ce dumneavoastră ați remarcat, marcarea acestor arbori din una dintre cele 6 grădini botanice, aparține inițiativei unor studenți coordonați chiar de domnul profesor Leocov. Sunt exemplare deosebit de valoroase. Motiv pentru care ne-am străduit să le etichetăm, să fie pus la adăpost și mai mult decât atât, chiar să ridicăm spațiul fostei grădini la nivel de rezervație științifică dendrologică. Aș spune că în ansamblu Universității Cămin este spațiul celea o bijuterie în continuare. Și în prezent este o bucurie și pentru copiii de la grădinița junior, chiar dacă spațiul grădiniței încă nu este cel mai confortabil, dar părculețul și grădina, fosta grădină botanică, reprezintă un spațiu armonios. Da. Ei, în continuare deci, s-au căutat... La poziția 5. Da. În continuare s-a căutat în permanență un nou amplasament pentru a amenaja o grădină botanică așa de nivel nu numai local, ci de nivel național. În preajma sărbătoririi centenarului universității, lucrurile s-au precipitat, au avut loc fel de fel de ședințe la primăria Iașului, la Consiliul Județean, etc. etc. Trebuie spus că în contextul general al aniversării, a 100 de ani, 100. Când s-au făcut mari investiții, da. Să știe foarte bine. Și atunci, din multiplele variante, s-a ales varianta cea mai ideală, amplasarea noii grădini pe dealul Copoului, așa, în bazinul hidrografic al pârâului Podgoria Copoul. Un teren degradat în marea lui majoritate, supus alunecărilor, prăbușirilor, eroziunii, cariere de exploatare a nisipului, zonă de vagare a resturilor menajerii, etc., etc., etc. Nu e cazul să intru în detalii, deși ar fi absolut necesar lumea să cunoască. Deși efortul trebuie recunoscut, pentru că n-ați primit un cadou, n-ați primit o grădină gata amenajată, ați primit un spațiu degradat, de fapt. Sigur. Da. Practic, la 1 februarie 1963, Universitatea a intrat în posesia primelor suprafețe de teren de aproximativ 8 hectare și jumătate. Pentru a nu... Am învățat ceva din tehnica interviului, câte emisiuni de acum. Să facem o trecere peste timp și revenim după aceea la perioada când a fost dumneavoastră director și când s-a consolidat organizarea grădinii botanice. Să facem o paralelă, să facem o comparație. Ce era atunci? Ce este acum? Cum arată grădina astăzi, domn director? Dintre cele 6 amplasamente, actualul cu siguranță generos prin suprafață, prin orografia oferită de relieful deja menționat de domnul profesor, fotografiile de arhivă cred că spun totul. Câteva dintre aceste fotografii se găsesc pe site-ul instituției noastre. Era practic un teren nud, cu resturi de vegetație primară, de care noi ne preocupăm în prezent pentru conservarea lor.
Această suprafață de aproape 100 de hectare, în prezent, este în totalitate plantată cu specii de arbori indigeni, arbuști de asemenea, dar și cu specii de pe toate continentele. Aceasta nu face decât, suprafața aceasta generoasă, în prezent, preluând ștafeta, să fie considerată un adevărat laborator în aer liber. Laborator spre care se îndreaptă, desigur, elevii, studenții din întreg centrul universitar Iași, dar și toți cei care iubesc natura. Dacă permiteți un comentariu, m-am documentat pentru emisiune, am văzut un text din Anastasie Fătun care spune motivația pentru care a organizat această grădină și spune ca tinerii din Iași, junimea. Deci acest gând a fost de la început. Și aș mai face, dacă îmi permiteți, un comentariu. Grădina botanică a fost înființată practic înaintea universității. E adevărat că existau deja facultăți și juridica și filozofia funcționau înainte de înființarea universității. Deci ar trebui înțeles că a fost contextul în care la Iași era inițiativa de a crea instituții moderne. Pentru că o spunea Cogălnicianu într-un discurs în Parlament. Domnilor, dacă vine un străin, ce arătăm? Nu avem muzeu, nu avem parlament, clădirea și așa mai departe. Bibliotecă. Deci a fost un efort al statului român modern de a crea instituții ca în toate statele europene. Deci înființarea unei grădini botanice la Iași, iată Iașul, nu e un patriotism local, trebuie să recunoaștem că avem multe priorități. Dacă luați istoria Iașului și vedeți cronologia, o să vedeți prima, deci prima de prin secolul XVI. Dar revenind, trebuie înțeles în acest context a creării unei instituții. Prin urmare, această evoluție, că am mers de la amplasamentul întâi, unde, apropo de amintire istorică, în strada, în zona Fătu, acolo a rămas două străzi, Fătu și Florilor. În zona de la Palat a rămas o stradă botanică. Exact. Iar în zona universității au rămas produse, ca să spun așa. De fapt, și am înțeles și la Muzeul de Științe Naționale, naturale, da. Sunt niște specii valoroase de arbori. Și aș mai dori să completez ceva, dacă îmi permiteți. Să nu uităm că prima grădină botanică a fost înființată printr-un act filantropic. Însuși, Anastasie Fătu a donat suma de 50.000 de galbeni pentru a putea înființa, într-adevăr, așa cum spunea domnul profesor, pe o suprafață mică, această grădină botanică. Multe dintre speciile de plante din prima grădină botanică erau plante indigene, cu valoare economică, medicinală, dar și foarte multe plante exotice, motiv pentru care, cu prilejul unei expoziții, nu, dedicată, a primit o medalie de argint prin cele peste 300 de plante prezentate. Vă rog. Grădina lui Fătu ne-a fost prezentată în 1856, în octombrie, în Gazeta din Moldavia, cu funcțiile, cu scopul pentru care a fost creată, cu descrierea ei amănunțită, ce a fost înainte acolo, etc., pentru că ea mergea din sprinceana dealului Copoului, la intersecția cu strada Păcurari, până la actuala gară mare. Și din ea, ultimul plop s-a tăiat acum 5-6 ani în urmă pe strada Gării, numărul 4. Ion Ionescu de la Brad, care a organizat o fantastică expoziție la 1865 la Frumoasa, în spații de la Frumoasa, și eu am catalogul expoziției, face o descriere de o frumusețe și de o importanță cu totul deosebit a grădinului Fătu, care a participat la expoziții cu 307 exponate și a obținut medalia de argint. Toate grădinile ar merita să fie prezentate, toate însă, principala lor menire era de a constitui anfiteatru și laborator în aer liber și în serie didactic, pentru instruirea populației școlare, dar și pentru culturalizarea populației orașului Iași. Îmi vine un comentariu și poate e bine de punctat că ce a făcut Anastasie Fătu și cei din jurul lui arată că istoria totuși nu uită. Deci nu uită pe cei care au făcut acte filantropice, pe cei care au avut talent organizatoric, dar pentru generațiile de astăzi, la toate generațiile, cred că trebuie spus că și istoria nu iartă, fiindcă nu-i uite nici pe cei care nu au făcut lucruri bune. Dar să ne, cum se cheamă, subliniem faptele bune și faptul că istoria ține minte și omagiază faptele înaintașilor noștri. Timpul nu ne îngăduie, dar să revenim totuși la
la momentul organizării grădinii botanice, perioada când au fost mai mulți directori, trebuie spus că au fost mai mulți directori, nu facem aici un clasament, dar a fost o perioadă îndelungată când a fost direct implicat vreo 17, peste 17 ani în organizarea grădinii botanice. Practic, începutul grădinii botanice datează din 20 martie 1963, când a fost chemat la conducerea grădinii botanice eminentul dascăl, ecolog, naturalist Emilian Ciopa, care era practic o enciclopedie vie, care lucrase la grădina botanică din Cernăuți. Lucrase și la micuța grădină botanică de la Iași, cu refugiu, așa, universității din Cernăuți. Lucrase și la București și l-a prins vârsta de pensionare la Cluj pe postul de director. Și a acceptat profesorul Ciopa, pentru că ai noștri se temeau de complexitatea sarcinilor care vin, a acceptat și a venit la Iași pe data de 20 martie și a pus bazele acestei grădini. Eu când am preluat grădina, am preluat-o după 10 ani de muncă pe aceste spații. Grădina avea aproape 50 de hectare, se desfășoase o activitate extrem de laborioasă, dar ajunsese la un punct la care primăria ar fi dorit, dacă era posibil, în 2 ani de zile să fie Edenul Iașiului acolo. Nu se putea. Iată, avem pe ecran și vizitatori la grădina botanică și imagini. Dumneavoastră puteți comenta mai bine, știți mai bine ce remarcăm ediția ultimă a expoziției Flori de Toamnă, cea de-a 33-a ediție, din nou o tradiție, în organizarea evenimentelor floristice cu una dintre cele mai valoroase colecții, e vorba de colecția de crizanteme și tufănele din cadrul instituției noastre. Părerea celor care au vizitat-o, bustului fătul, nu? Exact, în fața pavilionului administrativ, a fost că ediția trecută a fost una dintre cele mai reușite prin bogăția sortimentului, prin inspirația tematicii alese. Am putea veni cu un slogan, mă gândeam, ieșeni, veniți la grădina botanică, nici nu știți ce pierdeți dacă nu veniți. Într-adevăr. Și vroiam să vă informez că primarul a chemat director, Manciuc era primar, și a hotărât, pentru că se procese cu terenurile așa, lumea nemulțumită că ar fi vrut să vadă numai partiere de flori și numai lucruri deosebite, ceea ce nu era posibil, ori găsiți un om să vă facă grădina, ori dăm terenurile înapoi. Și după câteva luni de discuții am acceptat să preiau conducerea grădinii. Lumea știe și nu știe, se elaborase plan de amenajare a grădinii. Îți discuții și cu planul acesta, cine l-a făcut, cum l-a făcut. În orice caz, semnătura este a fostului arhitect Păunel, arhitect de construcții civile, care nu știu dacă văzuse o grădină botanică în viața lui. Se pusese în aplicare schița aceasta, planul acesta, cu unele erori, dar nu era proiect de amenajare. Și în acest context, eu avem deja în spate o informare și cunoștințe legate, pentru că proiectasem și realizasem toate spațiile verzi din jurul Universității Agronomice din Iași. Știam etapele de proiectare cu toate detaliile și în acest context am apelat la secția de proiectare a Ministerului, arhitect șef era arhitectul Catina, care în anul 1964, după ce m-a informat un an de zile, am elaborat planul cu exprimare, proiectul cu exprimare valorică și astfel încât, pe baza aceasta, am putut obține unele fonduri pentru construcția serioasă. Să mergem cumva la concluzii. Spre sfârșitul mandatului, ce puteați, cum era în perioada respectivă, ce puteați raporta? După 3 ani de directorat, am organizat
primul simpozion național al grădinii că aveam cu cei și în față. Și apoi toate lucrările prezentate au fost publicate în colegiile de studii nou, și articole de biologie. Avem imagini, poate le comentează dumneavoastră. Din nou, de la ediția precedentă, Flori de Toamnă, prima expoziție, să zicem, sau prima dată în expoziție, un spațiu dedicat colecțiilor de fructe, de la specii de arbori, arbuști indigeni, dar și a unei valoroase colecții, zicem noi, de bostănei. Același lucru, crizanteme și tufănele. Era interesant și cred că s-a remarcat pe imaginile anterioare, o zonă dedicată persoanelor cu dizabilități de vedere. În cadrul expoziției ne-am gândit și la aceste persoane și este bine de precizat faptul că această subsecție ființează în cadrul secției ornamentale încă din anul 1993. Din cunoștințele noastre, din nou, este o prezență singulară, cel puțin în cadrul grădinilor botanice din România. În acest context, poate spuneți câteva cuvinte despre organizarea grădinii, despre situația actuală, direcțiile strategice. În sinteză. În prezent, instituția este organizată în 9 secții exterioare, complexul de sere, un laborator de conservare a germoplasmei, de culturi vegetale și țesuturi și un laborator de tehnică de calcul. Ceea ce este important de precizat, colecțiile care au fost în permanență îmbunătățite și îmbogățite de cercetătorii grădinii botanice. În prezent, numără astăzi peste 6.000 de taxoni. Îmi face plăcere să evidențiez aici colecția de crizanteme deja evidențiată în imagini, colecția de trandafiri, în prezent peste 700 de soiuri de trandafiri, cea mai recentă achiziție pe care sper iubitorii acestei flori să o remarce este Rosa chinensis, așa se numește, forma viridiflora, practic un trandafir la care florile au aspectul frunzelor, ceea ce reține mirosul, este extraordinar de interesant și foarte puternic. O colecție de plante suculente, o colecție de azalee și camelii, de asemenea foarte valoroasă și nu în ultimul rând aș evidenția colecția de plante conduse în stil bonsai, prezente de fiecare dată în cadrul evenimentelor pe care noi le organizăm. Iarăși îmi face o deosebită plăcere să evidențiez aici ultima achiziție, Linea borealis. Linea borealis este o plantă care în mod obișnuit crește în peninsula scandinavică. Noi am adus-o în grădina botanică în vara trecută. Am remarcat cu plăcere în această primăvară că a reluat vegetația, numele dovedește clar, este dedicată părintelui tuturor denumirilor științifice, să spunem, de la plante și animale, Line. Revenim, domn profesor, la prima mare realizare, un congres național în care ați prezentat... Congres național, dar între timp, suprafața grădinii am dublat-o. A ajuns de la 50 la 100. La 105 hectare. S-au înființat în perioada când am fost director sectorii noi, Rozariu, sectorul didactico-experimental, așa, sectorul recreativ. Tot în perioada respectivă s-au făcut lucrări de deosebit de importante de ameliorarea terenurilor, care erau erodate, supuse procesului de alunecare, lucrări de stabilizare a terenurilor și de înnobilare pe metode clasice și pentru prima dată am pus în aplicare prevenirea și combaterea alunecărilor pe cale biologică. Tot în perioada respectivă am inițiat organizarea primelor expoziții de flori. Grădina avea de acum puterea, așa, de a organiza expoziții și avea zestrea. Sunt spații organizate în perioada dumneavoastră, da. Nu?
Mai mult decât atât, organizam din primăvară până în toamnă serii de grădini botanice, unde aveam în permanență, duminică după masă, 200-300 de persoane, așa, care audiau așa țările respective. Cred că este o bună propagandă. Am dezvoltat în continuare biblioteca, muzeul, așa, achiziția de noi plante. Lumea nu își poate imagina ce s-a putut realiza la Iași fără bani și câtă trudă s-a depus pentru a colecta și a teuzariza aceste averi, așa, pe care le stăpânește acum grădina. Am avut vizite deosebite a unor mari personalități care nu-și puteau imagina că într-o asemenea perioadă de timp Iașu a putut să realizeze o asemenea unitate de interes nu numai național, deci trebuie spus și internațional. Încă de atunci, grădina botanică avea un rol didactic, avea un rol științific, lucru care după anii 90 s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuare. Ce ați putea și de conservare, să, ce exemple ne-ați putea și de conservare a plantelor, ar zice în mod special, pentru că una dintre activitățile cele mai importante, cu siguranță, este aceea a schimbului de semințe. Grădina botanică, având relații de colaborare cu peste 600 de instituții din 80 de țări de pe toate continentele, și iarăși ca o premieră, îmi face plăcere să menționez faptul că din decembrie 2009 este prima instituție de acest gen din România admisă în rețeaua internațională a schimburilor de plante. În acest sens, instituția a primit un cod, se numește cod IPEN, după numele rețelei, și în felul acesta noi putem participa direct la aceste schimburi. Colecțiile sunt îmbogățite în permanent, așa cum spunea domnul profesor, pentru că majoritatea taxonilor care sunt cultivați în grădina botanică provin din aceste schimburi. Fie cu grădini botanice din România, fie cu bănci de gene, fie cu alte grădini botanice, conservatoare botanice din țări din Europa și nu numai. Eu aș dori din nou să accentuez că principala menire a ei este menirea didactică, absolut pentru întreaga populație școlară a orașului Iași. Apoi, a doua funcție a grădinii este cea de cercetare științifică și tematica de cercetare științifică, care a fost și rămâne în continuare de baza grădinii, este introducerea de noi plante în cultură. Și dacă îmi permiteți, domnul profesor, aici aș vrea să fac o completare. Echipa actuală are în vedere, pe lângă introducerea unor specii noi, așa cum a spus dumneavoastră, în cultură, încurajarea țăranilor, să spunem, din această regiune, de a păstra acele sortimente valoroase, așa numitele soiuri de la țară, pe care noi le avem în colecțiile grădinii botanice. Acesta ar fi un aspect. Și un al doilea aspect, valorificarea speciilor de plante spontane cu o valoare decorativă deosebită. Ce urmărim prin aceasta? Odată, existența unei surse de semințe, de germoplasmă în grădina botanică, sursă care poate fi pusă la dispoziția tuturor celor care iubesc plantele pentru a le cultiva în grădinile lor. Este practic una dintre modalitățile sigure de a conserva specii care astăzi există și, datorită, să zicem, unor aspecte mai puțin controlate, pot fi amenințate la un moment dat. În termenii actuali, funcția aceasta este de conservare a germoplasmei. Aici s-au folosit și foarte mulți termeni științifici. Da, și vroiam să amintesc faptul că noi am colectat din spațiul românesc aproape 500 de taxoni de fasole. Și întreg fondul acesta genetic de o valoare cu totul deosebite a fost donat băncii de gene de la Suceava, cu descrierea lor, cu fișele lor, și dacă peste 100 de ani cineva va fi interesat
se vadă ce au făcut românii în 400 de ani de când s-au introdus fasolea la noi și să utilizeze acest fond unicat, îl găsește la Suceava, în Banca de Geniu, unde este păstrat la temperatura de -22°C. Pentru că domnul profesor a menționat Banca de Geniu, o instituție de reper, am spune noi, în România și nu numai, prin înființarea acestui laborator de conservare a germoplasmei și pentru culturi de celule vegetale și țesuturi, noi de fapt asta am urmărit. Crearea în grădina botanică a unui laborator care să permită conservarea pe termen mediu, cel puțin până la 20 de ani, în condiții controlate a unor astfel de surse. Acesta este un aspect și un alt aspect este faptul că tocmai datorită laboratorului și tocmai datorită rezultatelor care încep să apară, există o serie de finanțări prin proiecte pe care noi le-am câștigat și care au permis achiziția unor echipamente performante cu care se desfășoară aceste cercetări. Sunt încurajați, pentru că domnul profesor vorbea mai devreme de funcția educativă a grădinii botanice, sunt încurajați preșcolarii, școlarii, studenții, toți care găsesc semințe. Grădina este așa, și o formă de a realiza educația permanentă. Sigur, pentru că da. Ajunge până la pensionari. Sigur. Duminică după masă am fost în vizită la grădină și m-am bucurat nespus de mult și am transmis și felicitări actualei conduceri. Am găsit grădina deosebit de bine gospodărită. O curățenie, este o laudă. O curățenie dumnezeiască. Domnul profesor, îmi permiteți numai să vă întrerup. Lauda o merită grădinarii, în primul rând. Niște oameni care, pe lângă faptul că sunt foarte pricepuți, sunt extrem de pasionați. Unu. Și al doilea, o echipă de cercetători. Sunt din cei 12, 9 deja, scuzați-mă, 7 deja au obținut titlul de doctor. 2 urmează să susțină în curând teza în ședință publică, ceea ce eu cred că spune totul. Deci este vorba de pricepere, de pasiune și de un lucru în echipă. Și trebuie spus că lucrează acolo și un grup de masteranți, dacă nu. Exact, sunt 16 studenți. Sunt 16 studenți, este o experiență din nou interesantă pe care Grădina Botanică din Iași a inaugurat-o, ca să spun așa, și vreau să precizez faptul că sunt studenți atât din ciclul de licență, cât și din cel de master, care s-au integrat foarte bine în echipă, au învățat foarte multe, ei spun lucrul acesta, deja și-au luat subiecte de disertație, respectiv licență, în anumite secții din Grădina Botanică. Apoi, m-a impresionat faptul că, deși este perioada de înflorire a narcizilor, zambirilor, a lalelor și grădina dispune de o colecție deosebită în momentul de față, nu am văzut o floare ruptă. Iar comportamentul vizitatorilor, și erau foarte mulți vizitatori, era ca într-un templu cu totul și cu totul deosebit. Poate că comportamentul era mai elevat decât a creștinilor din Biserica Bărboi sau din Palatul Metropolitan. Ceea ce denotă că grădina, sub acest aspect, a devenit ceea ce s-a gândit să devină, loc și de recreere și de odihnă, loc de culturalizare, a devenit principalul obiectiv turistic, nu numai de interes local, și aș spune de interes național din și chiar internațional. Nu este încă suficient de bine cunoscută pentru turiștii care vin la Iași, deși are site, are pliante. Din numeroasele obiective turistice ale Iașiului, 3 sunt cele mai vizitate de toți 3. Dacă îmi permiteți, domnul profesor, ținând cont de încasările pe care le realizează Grădina Botanică, nu numai în momentele deja cunoscute, expozițiile cu care s-a făcut cunoscută și pe plan național și internațional, ci deja a menționat, domnul profesor, sfârșitul de săptămână. Sfârșitul de săptămână pentru ieșeni și nu numai constituie un prilej de a veni în Grădina Botanică. Aș dori să le mulțumesc pe această cale
respectă grădina botanică. Nu sunt flori rupte. Nu mai rămân urmele care rămâneau altădată. Și aș vrea să mai precizez un aspect. Câți oare știu că din cele trei intrări pe care le are grădina botanică, cea din Păcurari este deschisă în permanență? Ori, vă dați seama, existând acel drum de acces spre mănăstirea cu Sfinții Atanasie și Chiril, este o problemă foarte, foarte dificilă pentru grădinarii care își desfășoară activitatea pe zona aceea să o mențină la nivelul pretențiilor pe care le au. Însă, mă iertați, da. se vede mult respect față de acest și față de acest loc. Mă gândeam aceste chestiuni delicate, să le spun așa, raporturile cu cetățenii din Păcurari, cu primăria, cu alte instituții din oraș, să le lăsăm mai la sfârșit și după aceea să încheie totuși într-o notă pozitivă. Am sentimentul că ar trebui să mai spunem ceva mai mult despre evenimentele care se organizează la grădina botanică și care sunt perspectivele, că știu că sunt niște planuri strategice, să le spun așa, în legătură cu dezvoltarea grădinii botanice. O parte din evenimente deja au fost precizate. Este vorba de aceste expoziții devenite tradiționale. Este vorba de manifestări științifice deja cu participare internațională. Este vorba... Aveți deja și niște reviste, de fapt. Sigur deja. Că da. Sunt deci, reviste mai vechi, dar sunt în serie nouă. Journal of Plant Development, deja categorie B+, din anul 2009 recunoscută CNCSIS. Este vorba despre Index Seminum, de asemenea, și despre Flora Moldovei și a Dobrogei Exsicata. Toate acestea, deci, au fost continuate, sunt îngrijite și se văd rezultate în acest sens. În afară de să zicem, aceste aspecte cunoscute foarte bine în lumea științifică, noi acordăm o atenție colaborării cu organizațiile non-guvernamentale, cu tinerii, dar în general cu persoanele de toate vârstele. Cel mai recent eveniment, dacă ar fi să-l prezint, a avut loc acum 2 săptămâni, o colaborare cu Asociația pentru Protecția Liliecilor din România, care, printr-o finanțare pe care a obținut-o, urmează în perioada următoare să instaleze scorburi pentru păsări și lilieci în grădina botanică. Probabil puțin... Vedeți să nu vă pierdeți unii dintre turiști. Puțin sunt aceia care cunosc faptul că foarte multe specii de animale se găsesc în grădina botanică și noi le protejăm. Una dintre ambițiile noastre, ca să le numim așa, și eu aș îndrăzni să spun, a Iașului, a regiunii, ar putea să fie construcția acelui biodom. Biodom în care, pe lângă colecțiile de plante vii pe care noi le avem și pe care le îmbogățim în permanență, la acestea s-ar putea adăuga colecții valoroase de fluturi, de exemplu, care să polenizeze plantele, de pești, de exemplu, care pot trăi într-o perfectă comuniune cu plantele, de ce nu de păsări legate de asemenea de o serie de specii de plante. Aceasta ar fi componenta, să zicem, educativă, cea cu tentă turistică sau pentru plăcerea publicului larg. În spatele însă acestui biodom, compartimentul de cercetare, centrat pe toate direcțiile, este vorba atât de componenta vie, cât și de componenta nevie, care ar putea să susțină acest complex, credem noi că ar putea să fie o instituție de referință nu numai pe plan național. Dumneavoastră ați enunțat la început câteva puncte tari, ca să spun așa, câteva priorități. Am putea să aducem discuția până la zi, da. Prioritățile vechi, prioritățile actuale de grădini botanice? Pentru grădină, cred eu că s-ar impune de urgență construcția unui amfiteatru în care se poată audia cursuri studenții și în care se poată organiza cicluri în permanență de conferințe pe teme de covor vegetal, cu așa compartimentările respective. Dacă îmi permiteți, biodomul include un auditorium. Și aș dori să vă mai amintesc, dintre atributele Iașului, printre numeroase atribute, Iașul are și cel de oraș al grădinilor și de oraș al florilor. Creangă spunea, spre exemplu, impresionat de oraș, că podoaba Iașului o constituie grădinile sale. Și amintește
Între cele șase grădini, prima, grădina botanică a lui Fătu. Prin realizarea actualei grădini botanice pe dealul Copoului, pe acest deal sfânt într-un fel, unde jos domină florile și în cer alesele spirite ale neamului românesc, amenajarea actualei grădini pe dealul Copoului este un corolar care îl plasează pe o coordonată și mai superioară. Faptul că avem cel mai vechi parc din spațiul românesc public, Parcul Copou, că avem parcul expoziției care a fost amenajat special pentru adăpostirea de expoziții, proiectat în 1922. Parcul Copou a fost amenajat în 1833. Faptul că avem aleile, parcurile acestea, Ghica Vodă. Nu există un bulevard în spațiul românesc mai frumos decât Bulevardul Copou, care a fost gândit și proiectat de Gheorghe Asache în 1812-1813. Cred eu că eforturile care s-au depus, transferul de suflet și de suflete mari la realizarea tuturor grădinilor Iașului și mai ales a ultimii grădini, ar trebui să-i cutremure pe cei care doresc să o distrugă. Am ajuns și la punctul cu probleme. Să o distrugă și să nu ia în considerare importanța colosală pe care o prezintă pentru Iașul cultural, pentru Iașul școlar, pentru Iașul, așa, care a găzduit prima societate, așa, științifică, societatea de medici și naturaliști, înființată la 1833, primul muzeu de istorie naturală din spațiul românesc, înființat la 1840, prima universitate, așa, Academia Mihăileană, înființată la 1835, nu-i posibil ca Iașul să accepte astăzi, așa, dezmembrarea grădinii, retrocedarea terenurilor care au fost abandonate. Eu am preluat cel puțin 50 de hectare de terenuri abandonate și le-am înnobilat și acum vin cei care l-au abandonat, așa, să le preieie și să distrugă. Aș spune că una din singularele unități cu care Iașul se mândrește că le-a amenajat după cel de-al doilea război mondial. Iașul acumulează la ora actuală peste 10.000 de unități sistematice de plante, de o valoare cu totul deosebită. Sunt păstrate nuclei de vegetație secundară și primară, ceea ce nu întâlnim nicăieri. Grădina botanică de la București, pe actualul amplasament, a fost înființată în 1875, tot de moldoveanul nostru, Dumitrie Brânză. Grădina botanică de la Cluj a fost înființată după primul război mondial de Alexandru Borza pe un hușeag. Pentru că domnul profesor a atins un punct sensibil, nu știu câți au remarcat, plimbându-se în grădina botanică, niște suprafețe care sunt îngrădite deja. Acelea sunt suprafețe care au revenit celor care le-au revendicat, unora dintre urmașii proprietarilor. Cine își poate imagina, oare, domnule profesor, că plantațiile pe care dumneavoastră le-ați înființat în perioada anilor 60-70, acum, în aceste zone delimitate, deja sunt începe defrișarea lor? Am invitat organele abilitate să constate lucrul acesta, pentru că punerea în posesie într-o zonă cu spațiu verde... Mai concret, ce înseamnă organele abilitate? Pe cine ați invitat? Nu vreau să vă stric relațiile acum cu instituțiile. Ideea este următoarea, că practic pe astfel de suprafețe nu trebuie să se intervină. Nu trebuie să se intervină, ele trebuie să rămână spații verzi, chiar dacă
proprietarii intră în posesia lor. Ori, deja specii de arbori, arbuști, au fost eliminați din aceste perimetre, lucru care credem noi că... Eu știu că o problemă gravă este acolo cu intrarea dinspre Păcurari. Intrarea dinspre Păcurari, care este, așa cum am spus, deschisă 24 din 24 de ore, fiind considerată o cale de acces spre mănăstire, deși cale de acces poate fi considerată foarte bine aleea Mihail Sadoveanu. Din această cauză, problemele cu care adesea ne confruntăm, pentru că eu consider că se poate constata în acest moment un reviriment pe zona respectivă. Însă nu este simplu să investești pe o zonă pe care nu ai nicio siguranță. Da? Deja au început să apară construcții acolo, în zona imediat învecinată mănăstirii. Deja, cum să vă spun, sunt lucrări foarte serioase de amenajare a terenului, de stabilizare a versanților și așa mai departe. Este o rană deschisă a grădinii botanice. Exact, exact. Da, vă rog, domnule Sănătate. Eu cred că primăria și Consiliul Județean și prefectura... Și organele de mediu, de asta v-am rugat. Sigur. Garda de mediu, ați chemat-o de nu știu câte ori. Garda de mediu a venit, avem o colaborare foarte bună, aș putea spune, cu Garda de Mediu și chiar aș dori să specific implicarea, desigur, în zona legală a gărzii de mediu pe probleme pe care noi le-am sesizat. Promptitudinea în rezolvarea acestor evenimente, noi le-am considerat neplăcute și pentru imaginea instituției și pentru ceea ce noi avem acolo. Nu pot înțelege cum organele locale, care și-au adus contribuția din plin la realizarea acestei unități, de o importanță cu totul și cu totul deosebită, pentru că... În alte timpuri. Cum nu pot găsi și n-au putut găsi soluții? Timp în care universitatea, spre exemplu, așa, a avut moștenirea de la Bejan 36 de hectare și cartierul Mircea cel Bătrân și în zona Galata, așa, sunt terenuri ale universității, acelea. Ar trebui universitatea să le revindice, așa, în contextul în care, așa, n-ar exista înțelegeri. Dar revin din nou. Primăria și-a adus o contribuție esențială la realizarea grădinii. Organele locale, Consiliul Județean și așa mai departe, cum acum pot ei să dea aprobare pentru amplasarea construcțiilor așa, într-un asemenea obiectiv? Cu un pic de răutate aș putea spune că am impresia că niște organe locale s-au implicat la un moment dat în crearea acelei răni de la Păcurari. Da, pentru că nu numai așa. Hotelul acela care se face, proprietarul a fost primar Aliașului. Așa, nu este admis, nu este admis. Eu cândva la o întâlnire, așa, eram hotărât, așa, dacă universitatea era de acord să facem manifestări stradale pentru salvarea grădinii. Nu este posibil să acceptăm, așa, casa lui Xenopol se dărâmă, așa. Muzeul, așa, teatrului, așa, stă de un an de zile pustiu. Așa. Filarmonica de 20 de ani reparată, teatrul este o rușine, nu se poate, nu se poate. Nu se poate. Însă pentru a schimba puțin tonul, Trebuie să încheiem o notă pozitivă. Aș dori, așa este formatul emisiunii. La punctele tari pe care consider că le-a avut și le are încă grădina botanică, indiscutabil valoarea patrimoniului, atât cel istoric, cât și cel natural, de care a dispus și dispune în prezent. Inspirația pe care au avut-o cei care au găsit și s-au ocupat ulterior de acest amplasament pentru a arăta așa cum arată astăzi o adevărată oază de verdeață a Iașului. Un alt punct tare pe care îl consider este acela legat de tot ceea ce înseamnă valorificarea acestui patrimoniu natural. Și, desigur, acest lucru nu ar fi posibil decât printr-o expertiză cu totul specială din partea persoanelor cu studii superioare, dar așa cum am spus și doresc să subliniez în mod deosebit aportul grădinarilor care fac ca spațiile exterioare și serele să arate așa cum arată în prezent. Vroiam să mai amintesc faptul că universitatea a avut acolo, începând din 1912,
Fermă didactică. În momentul în care s-a înființat secția de științe agronomice, în cadrul Facultății de Științe a Universității, Universitatea a înființat fermă didactică pe actualul teritoriu al grădinii botanice. Am să vă dau cândva xerocopii și materiale legate de laboratoarele care au fost acolo, de tematica științifică care se urmărea ameliorarea raselor de bovine, ameliorarea raselor de păsări, ameliorarea așa raselor de pești, etc., etc., etc. Acolo. Tot acolo, așa, în 1928, a avut loc înființarea Institutului de Cercetări Agronomice și secția Iași, încât, din acest punct de vedere, nu s-a făcut decât, știu eu, să se lege peste timp tematică de cercetare și probleme de instruire, așa, care s-au făcut în decursul timpului în zona respectivă, în zona respectivă. Eu zic din nou așa, Iașu ar trebui să se mândrească că are o asemenea unitate, Iașu ar trebui să se mândrească că într-un asemenea interval de timp a putut să realizeze o asemenea unitate. Primăria și ceilalți trebuie să rețină faptul că eu, spre exemplu, 17 ani n-am primit niciun deci fel de remunerare. Am înțeles mandatul pe care îl dați. Și să o păstreze ca pe lumina ochilor. Moderatorului, eu doresc să vă mulțumesc, domnilor profesori, pentru participarea la emisiune, domnilor directori, fost director, actual director. Stimați telespectatori, cred că cel puțin două categorii de concluzii pot fi extrase din această emisiune. Că avem o perlă a Iașului și o perlă a universității, și a țării, spune domnul profesor Leocov, că ieșenii ar trebui să meargă cât mai des în grădina botanică, este în favoarea sănătății lor până la urmă și a bucuriei, a fericirii, dar același timp emisiunea nu s-a dorit să fie un apel către organele locale, către primării în primul rând și celelalte instituții ale orașului Iași, dar este o rugăminte a universității ca grădina botanică și universitatea să fie ajutate în problemele care trebuie rezolvate măcar în acest an aniversar. Vă mulțumim pentru participare la emisiunea noastră.